Ziua de 26 ianuarie era una importantă pentru români înainte de 1989. Mai mult, era o zi petrecută cu un fast asemănător cu cel desfășurat de Ziua Națională. Sărbătoarea era, de fapt, în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care la acea dată își celebra ziua de naștere. Astăzi, când ar fi împlinit 93 de ani, această zi nu mai este la fel de interesantă, iar Ceaușescu a devenit un subiect tot mai puțin prezent în discuțiile reghinenilor. În țară nu știu, în țară era la televizor, dar în orașe nu se sărbătoreau. Muncitorii nu aveau zile libere? Absolut. Astăzi mai înseamnă ceva ziua de 26 ianuarie? Păi înseamnă că mă pregătesc pentru mâine. La țară nu se prea se sărbătorea, că nu erau sărbătoare nici națională, nici religioasă. Erau o sărbătoare a unui domn. Îl mai amintiți pe Ceaușescu acum? Îl mai discutați în Nu, subiect? nu. Nu are rost. De trecut degeaba se vorbește, domnișoară. De trecut nu are rost să vorbești, indiferent cum, cine a fost și cum a fost. Sau cum va fi. Cum trebuie să gândim înainte. Viitorul, ăla trebuie gândit, altfel nu are rost. Și credeți că mai înseamnă ceva ziua de 26 ianuarie acum? Nu mai, că mori, gata. E gata, nu a fost unirea și gata, atât, ai tot. Eu mi-amintesc foarte bine că am lucrat vreo 25 de ani la Casa de Cultură și eram angrenat în toate festivitățile culturale în oraș. Se făceau manifestări de ziua lui? Da. Se făceau. Nu am muncit nici la școle, nici la uzine. Era la Casa de Cultură program. O zi festivă a fost când era obligatoriu să fie acolo toată lumea, era plină Casa de Cultură și așa ce. Nicolae Ceaușescu s-a născut pe 26 ianuarie 1918 la Scornicești și a fost, potrivit Wikipedia, membru al Partidului Comunist din România din ilegalitate din anul 1932. A fost conducătorul Republicii Socialiste România din 1965 și până la căderea sa și a regimului comunist în România, survenită în 22 decembrie 1989. După modelul comunist, ar fi trebuit ca pe 26 ianuarie fiecare român să pregătească un imn sau o odă pentru omagierea fostului conducător. Și totuși, sărbările nu lipseau. Ziua de naștere a lui Ceaușescu debuta cu marșuri și ședințe de partid în toată țara și se încheia cu un program televizat în care se prezentau pe larg meritele acestuia și noile ode lansate în cinstea lui.